Deci, mi se pare, cum să zic eu, inutilă discuția asta despre nuanțele ideologice. Știi care este chestiunea? Că sunt de stângă sau de dreapta, banii cum. Bun. Vreau să fac cu reflecție și într-un fel o comparație, dacă vreți, într-o reducționismul gândirii științifice cu formalismul pe care vorbea de toată asta și reducționismul gândirii politice sau, mă rog, limbajul de net al politicii, limbajul... Păi asta au făcut ideologiile, au recuperat paradigmele care au ieșuat din știință. Asta au făcut. Deci, pozitivismul logic și formalismul care a fost ras creștinizat în domeniul științei, a fost preluat ca aparat de fabricarea discursului ideologic de politicieni. Pe linia gândirii complexității, paradigmei complexității Rosen, putem să vorbim despre, sigur, de o minimă cauzalitate, că nu putem să gândim dacă nu avem o cauzalitate. Și aici sunt, mă rog, la Pov și Rosen, vorbesc de aceste două simplificat, dacă vreți, simplificat, este concentrat, simplificat, globalizarea grecă, reducționismul și cauzalitatea sistemică, calitatea de complexitate. După cum vedeți, sunt perspective diferite și aici vreau să ajung, să vedem, într-adevăr, până acum, politica s-a făcut și se face în continuare din cauzalitatea asta grecă, reducționismul, de exemplu, pe care îl dă la Hof, în Thompson Government, despre gândirea de tip neoconservatoare americană, în sensul ăsta vorbește cu el, într-adevăr, și ea, iarăși, într-o perspectivă a eficacității, are dreptate. De altfel, se știe foarte bine că competitorii politici sau competitorul politic care știe să polarizeze, să creeze o altă polaritate care devine interesantă și este acceptată de către mase, sigur, firesc, nicio problemă, dar el în o un adevărat politician, dacă vreți, întotdeauna să găsească pentru momentul respectiv polarizarea care să le avantajeze. Că atunci, făcând această și dacă ne uităm în oricele evoluție, să zicem, făcută, început din 92 cu președintele pentru liniștea noastră, da? A fost foarte bine, foarte bine, dacă vezi, polarizată în favoarea, acel elefantul de care discutam a fost făcut foarte bine în acel moment. Dacă vreți, probabil, odată cu niște prieteni încercam și care ar fi din perspectiva asta o analiză pe fiecare dintre alegerile prezidențiale și cam fiecare a fost polarizată după sau altul și cine a știut să facă polarizarea, cea care l-a avantajat pentru condițiile în care se desfășura momentul respectiv, a câștigat. Uitați-vă până la ultimele alegeri de acum, de anul trecut, în care, cum să spun, s-a reușit iarăși o polarizare care a, pe ultima 100 de metri, care a fost în avantajul, să zicem, avantajul președinte. Dar, mă rog, aici sunt multe lucruri de discutat. Deci, vedeți, dintr-o dată avem cele două cauzalități și, dacă vreți, cauzalitatea prezentată aici sunt, sigur că o cauzalitatea dintr-o perspectivă a complexității face legătură la cele patru cauze aristotelice, materială, eficientă, formală și finală și așa mai departe. Și în orice caz, pe linia, să zicem, de matematică relațională, el introduce Rosen și pe linia lui și Markov, ideea de cum te relaționezi într-o altfel decât pe o cauzalitate. Cauzalitatea nu mai este una aia de tipul, dacă cauzalitatea mecanică dau bobârnac la bila asta și se duce sau nu se duce unde vreau de. Nu, atunci începem să vedem că suntem într-un ecosistem, în care ecosistemul respectiv mă leagă prin diverse fire, văzute sau nevăzute, perceptibile sau neperceptibile și în așa fel încât dintr-o dată, dacă încerc să fac altfel, poate că atunci se găsesc și să vedem puțin mai departe în altă zera, în care se face politică pe asta. Organismele și acțiunea umană sunt, organismul în orice fapt, gândire de organic sau de tip și acțiunea umană sunt la fel, sunt entități sau procese complexe, sunt entități sau procese autopoetice, sunt închise. Robert Rosen vorbește de închiderea la cauza eficientă, în sensul cauza eficientă înseamnă agentul, cel care determină ceva. În fizica clasică Newtoniană, agent este nu știu, forța aceea care este dată, forța este dată, până la urmă cineva acționează. Deci care nu este în sensul în care există o cauzalitate, deci este cauzalitatea externă în sensul că există auto-organizare, auto-conservare, auto-promovare, auto-auto. Deci, dintr-o dată, nu mai trebuie să fie neapărat cineva din afară, o cauză divină sau o cauză, spuneți cum vreți, oricine, ceva din afară care să dea mișcare. E mult de vorbit. S-a explicat aici. Bun. Dacă aici iarăși modelul la de analiză și înțelegere a American Politics, modelul, am început să vă povestesc câteva dintre ele, mă rog, cele două perspective lor, fiecare cele două partide. Și știți că, într-adevăr, dacă am mai văzut multe analize care arată, într-adevăr, republicani și democrații gândesc diferit. Și de altfel, nu degeaba sunt și concentrați geografic în jurul apei, în marile lacuri, Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific pentru democrați și pentru gândirea progresistă, cum se denumesc ei, și centrul Americii, în general, este cel al gândirii conservatoare republicane. Deci se observă, m-am aminte că prima dată când am văzut, când eram la Moraș, am văzut alegerile din 92, când am câștigat Reagan, atunci am fost, că totdeauna, atunci am auzit și eu prima dată de această, când am câștigat Clinton, scuzați-mă, da, așa este Clinton, când am câștigat Clinton, am văzut, mi-au aminte de această polarizare care se trecea în lume. Și, într-adevăr, așa este și toate alegerile care ulterior le-am văzut, totdeauna a fost aceasta și erau siguri de zone în care se putea câștiga asta, nu se putea câștiga. Bineînțeles, Lakoff spune foarte clar că, practic, simplificând, dacă vreți, modelul Lakoff spune cam în felul următor, familia ca metaforă pentru societate și familia tradițională, partea familiei și așa mai departe, este cel care, întâi, dacă vreți, modelul conservator, neoconservator clasic. Bun, și el spune că, și în același timp, el face cercetare sociologică, psihosociologică la POP și ajunge la concluzia că pentru a putea să iasă din paradigma impusă prin acest nu te gândit de la un elefant de către republicani, ca progresiștii democrați, a trebuit să prezinte un alt default, dacă vreți, și el vorbește familia maternă de tip nurturing. Nu știu cum traducem la tine nurturing-ul ăsta în română. Întotdeauna am avut ezitarea, n-am avut fac traducerea cea mai bună. Bun, deci de cea care la 2004-2006 și după aceea. Da, deci din punctul ăsta de vedere, el observă că analiza asta, într-adevăr, gândesc diferit. De exemplu, cuvintele sau conceptele, libertate, dacă vreți, altfel se... Și de altfel am văzut ultimele, dacă vreți, de neuropsihomarketing sau neuro, spuneți cum vreți, în care, într-adevăr, s-a văzut foarte clar și în creier, în zonele în care se aprind în momentul în care se evocă anumite concepte, sunt diferite la Republica față de democrație. Deci, acum revin spre ceea ce vreau sau Benthina, până acum am discutat așa și o privire dintr-o perspectivă a complexității și înseamnă cum am privit lucrurile. Și acum am zis că așa încerc să vin spre aproape, spre un demersul așa mai personal pe care vreau să-l pun. Deci, demersul ăla ca știință acțiune. În general, cum să spun, în zona politică, toată lumea vorbește de un pragmatism politic, de cele mai multe ori, real politică vorbește totdeauna de pragmatism și, bineînțeles, că mai este și demersul, au încercat să zicem cu demersul științei politice și sau tehnologiilor politice, care vreau să fie mai elaborate, mai multe. Sigur că au devenit în timp irelevante, câteodată chiar neadecvate și chiar că atunci când există demersul de acest tip. Și, din punctul meu de vedere, cel puțin ceea ce se conturează în ultimul timp, pornind din perspectiva de lucru rațional, cauzalitatea de tip complexitate și mulți care l-am discutat acum, o demers la acte și la acțiune, nu de o parte. Asta, ideea de demers, acte, știință, acțiune, e intervenția dumneavoastră? Nu, este, deci hai să zicem așa cum e propunerea mea de citire, să ne înțelegem, nu știu dacă neapărat este... Adică este propunerea mea, sigur că se bazează, pentru că există, să zicem, exact conceptul de știință, action, science. Asta este foarte recunoscut de mai mulți ani de zile, în care s-a încercat și de altfel, în ceea ce mai mult în ultimul timp, vorbind pe schimbări și dinamici foarte accelerate, sau în ceea ce mai accelerate, în care am nevoie numai, cel puțin în domeniul acțiunii umane, nu este suficient. Trebuie să acționezi cum să spun, ca om de gândire sau gândesc ca om de acțiune, dacă vreți, mantra pe care, în general, cineva și-o asumă din acest punct de vedere. Deci, și eu spun că într-un ciclu, prima ar fi orientat spre gândire, descoperire, testare, iată și infracțiune, într-un ciclu secund, am orientat spre imaginare, etică și aplicare, în care am design, înțelepciune, practică și așa. Să zicem, o schemă foarte simplistă în zona lui. Eu acum sunt condamnat de a căuta să vedem cum definesc acest lucru. Să zicem, în sensul acesta, în zona asta se plasează acest demers. O să vedem mai departe despre ce vorbim. Pe de o parte, ciclul artă, știință, acțiune și în același timp între artă și știința întotdeauna design. Și design începe să devină din ce în ce mai important, chiar și în politică. Deci a face un design, designul discut dintr-o perspectivă sau dintr-o concepție, să zic, mai largă de tip anglosaxon american, dacă vreți, în sensul design estetic pe care încă poate că în România îl mai folosim. Deci, designul devine din ce în ce mai important în orice acțiune politică, în măsura în care știu. Și sigur, designul se plasează undeva între arte și știință. În orice caz, între arte și acțiune, întotdeauna este talentul. Un om talentat politic îl face din talent, sau din instinct, vorbind la... și iarăși aici se pot discuta foarte mult. În zona între știință și acțiune, întotdeauna trebuie să ținem cont de ceea ce Aristotel numea Hermesis, acea înțelepciune pragmatică pe care într-un fel a cam uitat și care e foarte important. Și, cum se spune, e clar că un asemenea demers se potrivește mai bine, dacă vreți, în adevăratul în care vin la complexități. Cum vă spuneam puțin mai devreme, este chiar game design, de fapt gamification-ul de care sunt mulți care sunt dintre dumneavoastră, probabil, care sunteți în zona IT-ului. Gamification este extraordinar de important, devine atât de important în orice domeniu, încât cum se spune, că ne dăm seama de consecințele lui. Și de altfel, el de măsura acest mod nu numai de a acționa în general, în zona economică, în zona, să zicem, internetului, peste internet, toate aceste lucruri au dus la niște demersuri care sunt lucruri spectaculoase de multe ori. Și, desigur, suntem într-o zonă a virtualității, dar care are din ce în ce mai mult corespondent și într-o lume a realității. Deci, suntem într-o zonă în care virtualitatea încearcă și de multe ori reușește să se întrupeze într-o realitate, într-un fel sau altul. Deci, sigur, este încă un demers care are o conotație puțin de matrix, să spuneți un preț, de ce vreți. Atenție, virtuală și potențială nu se spune. Nu, dar am spus că chiresc că nu sunt, mă rog, dacă mă uităm, dar la vedeți încoace sunt totul altă. Așa e. Și bineînțeles, Martin Doge este foarte interesant, dacă știți abordările lui sunt foarte interesante din acest punct de vedere. Dar iarăși una dintre foarte interesantele abordări și inclusiv care văd că în ultimul timp se duce spre zona designului de policy making. Asta e acest cei mai economic, care are și câteva prezentări pe drept om, dacă vedeți, ca să facă legătură să înțelegeți. În orice caz, demersul de tip design începe să devină și este luat din ce în ce mai mult în capul, inclusiv de cei care fac, să zicem, policymaking, pentru că autor sau mulți, sau în orice caz s-au făcut inclusiv Obama la folosit, când a folosit și așa mai departe și alții. Deci, în sensul în care realitatea se strică, pentru că asta e un bloc în reality de care vorbește, realitatea se strică fiind o gândire de tip design și pot să încerc să o realizez de o manieră, dacă vreți, cu mai puține costuri, mai rapidă și cu mai puține costuri, în măsura în care eu pot să imaginez și să pun în joc niște procese și în natură niște interacții. De exemplu, haideți, la ceea ce vreau să spun mai departe, o să vedeți la ce mă refer în momentul în care spun mai departe. Deci în care design, iarăși se vorbește de management by design, sau leadership by design. Aici sunt de multe, apropo, toate astea sunt multe demersuri sau demersuri politice de genul acesta. Dar eu discutam, vine totul foarte mult despre perspectiva aceasta. O carte care am citit-o acum de curând și care prima dată când am citit-o mai mulți ani în urmă, am răscolit-o de fapt, acum am recitit-o cu imensă plăcere. De ce? Pentru că face o sinteză extraordinară asupra unui demers care este foarte apropiat de ideea de complexitate. Deci, Donella Meadows, să știți foarte bine că faimosul raport al lui de la Roma, care a generat în anul 70, limitele creșterii și așa mai departe, ea a fost una dintre coautori și, în orice caz, eleva faimosului Jay Forrestal de la